această oră de un ilegal, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. 19 septembrie 2018, ne spunem ofurile, păsurile, nevoile și ne strigăm dorințele noastre de mai bine. Sindicatul liber al funcționarilor publici cu statut special din Penitenciarul Bacău, afiliat Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, conform calendarului, astăzi protestează. Pe lista revendicărilor noastre sunt mai multe lucruri pe care ministrul și Administrația Națională a Penitenciarelor nu le-a luat în calcul. Primul lucru ar fi plata integrală a orelor suplimentare. Au fost eliminate arbitrar de la plată peste 50% din orele suplimentare efectuate sâmbătă și duminica.